Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit. Astăzi vom vorbi despre aproape toate formele reumatice, nu chiar toate, pentru că știm cu toții sunt peste 200 de forme reumatice. Dar bineînțeles că conform statisticilor, iată că în Europa sunt peste 100 de milioane de persoane afectate de o formă reumatică. Ele fiind foarte multe, astăzi ne-am propus să vorbim despre artroză, ceea ce înseamnă artroză, cu coxartroză, gonartroză, bineînțeles cum putem preveni aceste afecțiuni și cum le putem ameliora. Invitatul meu special de astăzi este domnul dr. Iosif Balint, medic specialist de igienă și nutriție. Bună ziua, domnule doctor, bine ați revenit în emisiunea noastră. Bună ziua, bine v-am regăsit. Domnule doctor, pentru început, s-ar putea preveni sau cum putem preveni această afecțiune, mă refer la artroză. artroză artroza este o, o boală degenerativă a cartilajelor. Ca și etiologie are mai multe e, surse. În anumite cazuri putem preveni, fiindcă dacă vorbim, de de exemplu, de accidente sau vorbim de o supra-solicitare a articulațiilor și vorbesc aici, în primul rând, de coxatoză și gonatroză, vorbim de alimentație care poate facilita, să zicem așa, o alimentație incorrectă, apariția acestor boli, atunci putem să spunem că, da, în anumite cazuri am putea preveni sau măcar am putea să împingem mai încolo momentul apariției acestor boli. Problema este că această boală nu apare de pe o zi pe alta. Este o boală care are uh, un progres încet, uh, lentă, de fapt, și care uh, are nevoie de uh, câțiva ani până să ajungă la uh, un nivel la care uh, pacienții uh, încep să se prezinte la uh, medici. Din păcate. În România majoritatea pacienților și vorbim concret de gonartroză și coxartroză ajung la medici într o fază destul de avansată a bolii. Și atunci normal că în foarte multe cazuri rezolvarea acestei probleme este una sau poate să fie una chirurgicală. Dar Atât uh, în prevenție, cât și în fazele incipiente, și nu numai, și în fazele avansate acestor uh, bor. Putem să ajutăm acești pacienți cu uh, anumite soluții uh, care conțin vitamine, minerale, extracte din plante, în așa fel ca să protejăm articulația respectivă, să conservăm uh, în faza în care este cât de cât și să uh, redăm, de fapt, mobilitatea acestor uh, persoane. Domnule doctor, care ar fi primele semne, care ar fi primele simptome în cazul acestor uh, afecțiuni? Ce ar trebui să știe și să facă pacientul să prevină această afecțiune? Destul de grav aș putea spune. Deci, în primul rând, vorbim de acei, uh, acei pacienți, acei oameni care... Uh, Pot avea o predispoziție la această boală. Vorbeam și vorbim de posibilitatea de a moșteni, de pachetul genetic cu care vin anumiți pacienți. Deci, dacă în istoricul familiei a avut sau regăsim această boală părinți bunici, dacă a avut cineva coxatroză, gonatroză, atunci posibilitatea să avem este una mai crescută decât la acei pacienți care, la care nu găsim în istoricul familiar această boală. Deci, cei care au avut în familie această boală trebuie să fie mai atenți ceea ce privește apariția uh, artrozelor sau acei pacienți care lucrează într-un mediu în care uh, persistă frigul, umezeala, uh, timp îndelungat, uh, aceste lucruri facilitează apariția acestor uh, boli. Uh, sunt semne uh, mici, minore, la început, care pot duce la, uh, cu gândul la această boală, dar care, din păcate, în majoritatea cazurilor nu sunt luate uh, în serios, de către pacienți, și de aceea putem să ajungem la niște cazuri destul de e, avansate. Care ar fi aceste semne? De exemplu, în momentul în care este mai fric decât în mod normal într-o locuință sau chiar și afară, simțim parcă s-ar bloca un pic articulația respectivă parcă nu am putea îndoi normal genunchii. Dacă uh, supra-solicităm articulația respectivă, genunchii sau șoldul, uh, apar anumite uh, dureri, apare inflamația. Uh, cu evoluția bolii încep uh, să uh, apară și uh, acele uh, Trosneituri, pacienții spun îmi trosnesc genunchi. Acestea deja sunt semne că încep să apară osteofitele, acele ciocuri de oase care apar în această boală, în jurul articulației. Și atunci când se schimbă temperatura, pentru că pe foarte mulți am auzit, se schimbă temperatura, va scădea numărul de grade pentru că, iată, mă dor oasele. Corect, așa este. Sau dacă stă într-o poziție șezând, de exemplu, un timp îndelungat, vedem că când se ridică de pe scaun, se ridică un pic mai greu. Toate semnele acestea trebuie luate în serios și trebuie să ne prezentăm la un consult medical ca să vedem. Ce putem face? Problema este că uh, artroza este o boală degenerativă a cartilajului. Știm că cartilajele nu au o alimentație directă de la uh, sistemul uh, sanguin, și atunci uh, aceste celule din cartilaj. Sunt alimentați pe, prin alte metode, prin difuzie intracelulară, ceea ce înseamnă că e mult mai greu să uh, ajungă, să zicem așa, hrana celulelor până la celule, decât de, dacă ar avea uh, direct uh, vase sanguine. De aceea. Se pot regenera aceste celule pentru a ne întreține, să spun așa, cartilajul? Se pot reintregi, se pot hrăni, putem să ajutăm să se hrănească aceste celule, putem să le dăm, să zicem așa, mai multă hrană. Ideea este că dacă se distrug de refăcut cartilajul și celulele din cartilaj, nu prea se regenerează. Nu este ca și, știu eu, o piele, zgâriem, tăiem un pic, se reface imediat în câteva zile, nici nu mai vedem locul. Cartilajul de refăcut, teoretic, se poate practică foarte puțin. De aceea... Sau putem stopa, mă gândesc, atunci când s-a instalat deja afecțiunea, putem stopa? Această afecțiune? Da, putem să stopa sau putem să încetinim, de fapt, procesul de degenerare. Ideea este că în această boală, în jurul cartilajului, se formează mici ciocuri de oase, țurțuroi de oase, numite osteofite. Și astea distrug cartilajul. Deci, împuiți-vă o articulație, da? Care are articulația șoldului, de exemplu. Aici se întâlnesc două oase și se freacă unul de celălalt. În momentul în care, în jurul cartilajului, apar aceste ostofite, aceste țărțuredi de oase, și în momentul în care mișcăm această articulație, vedem că acești țărțuredi de oase. Uh, aceste osteofite zgârie de fapt și distrug cartilajul din sensul opus. Deci vedem, din sensul opus cartilajul este distrus. De aceea este foarte important ca să uh, ajungem la un medic înainte să apară aceste osteofite sau să uh, ajungem într-o fază incipientă a uh, acestora. Cu cât sunt mai mici și mai puține, cu atât uh, scădem și putem să scădem distrugerea cartilajului din sensul opus. Și așa... Element cu... important în a preveni, iată, aceste afecțiuni. Corect, așa este, fiindcă dacă persistă aceste osteofite, distrugerea de cartilaje crește, apare iritația capsulei articulare, apare inflamația, apare durerea, apare blocajul în articulația respectivă și deja vedem că mișcările în acele articulații sunt foarte, foarte limitate, dureroase și pacienții deja se mișcă din ce în ce mai uh, greu. Domnule doctor, spuneți-ne dacă ar trebui să ne schimbăm și modul de viață, ar trebui să facem mișcare, să ne alimentăm sănătos pentru persoanele supraponderale, dacă trebuie să mai scadă în greutate, ce ar trebui să facem în cazul acestor afecțiuni? Pentru, bineînțeles, a ameliora suferința, că până la urmă sunt și niște dureri în cazul acestor boli. Da, corect, așa este. Întotdeauna o dietă adecvată sau, haideți să nu spunem dietă, să spunem o alimentație adecvată, fiindcă nu putem să punem pe dietă o persoană la 30 de ani ca să nu aibă coxatroză la 60 de ani sau la 50 de ani. Dar un mod de viață adecvată și aici înțeleg în primul rând Uh, mișcarea. Normal că uh, obezitatea este o problemă și nu numai din punctul de vedere al uh, artrozei, ci și din alte puncte de vedere. Știm că obezitatea deja vine cu probleme cardiovasculare, cu de diabetul diabet, da. și așa mai departe. Deci uh, uh, obezitatea uh, este uh, un factor Important în foarte multe boli, de aceea cei care sunt supraponderari sau obezi ar trebui să-și ia anumite măsuri. Și aici vorbim atât de alimentație cât și de activitate fizică. Vorbim de aportul de grăsimi din alimentație. Știm că acele grăsimi nu numai că uh, se depun în interiorul arterelor și apar acele ateroscleroze, dar știm că pot afecta și cartilajul, pot afecta și uh, articulațiile din două uh, privințe, putem să spunem. Deci dacă suntem supraponderali, obezi, uh, creștem în greutate, atunci și greutatea, care se lasă pe articulația respectivă, și care trebuie să fie suportată de acel cartilaj. Crește normal, este supra-solicitat cartilajul. Dacă se schimbă un pic unghiul de frecare din articulația respectivă, imediat deja putem să, să vorbim despre apariția artrozei, cartilajul se distruge și așa mai departe. Pe de-o parte, pe de-altă parte, grăsimile în exces în organism pot afecta compoziția cartilajelor. Cartilajele pot deveni mai moi, să zicem așa, și se distrug mult mai ușor decât la o persoană care are nivelul lipidelor din sânge la un nivel normal. De aceea, una dintre, putem să spunem, Metode de prevenire uh, principală este alimentația și modul de viață. Uh, mișcarea ne ajută foarte mult să întărim nu numai oasele, nu numai mușchii, fiindcă foarte multă lume crede că dacă merg la sală îmi întăresc numai mușchii. Nu, se întăresc și uh, oasele. Uh, osul, deși nu pare, este un țesut viu, este într-o reconstrucție uh, permanentă. Un os se reconstruiește undeva în 3-4 luni. Deci, nu avem un os, să zicem așa, care să fie mai veche de jumate de ani. Ideea este că acel os întotdeauna se reconstruiește pe structura veche. Deci, ce a fost înainte se reconstruiește aceea. Sau, dacă nu avem destul de multe componente pentru, reconstru sau, pentru reconstrucția osoasă, atunci, normal, și oasele devin mai fragile. Dar... Mișcarea, sportul, activitatea fizică, nu numai că scade foarte mult grăsimile din organism, nu numai că ne antenează mușchii, inima, dar ne antenează și articulațiile și oasele, și prin acesta deja putem să spunem că. Putem preveni. Pe vremuri aceste afecțiuni se știa că doar apar doar la persoanele în vârstă. Iată că acum mai nou și persoanele tinere au o afecțiune reumatică. Da, corect. Corect, așa este. Deci incidența bolii începea, deci apariția bolii începea undeva la vârsta de 50 de ani. Iar acum deja foarte mulți tineri la 30, 30 ceva de ani, 40 de ani deja se confruntă cu uh, această boală, uh, putem să spunem că e și rezultatul vieții moderne, vieții uh, pe care uh, trăim Uneori, în haotice, zilele da. noastre. Corect, așa este. Așadar, domnule doctor, iată, pentru a preveni și pentru a stopa, dacă putem spune, o astfel de afecțiune, am aflat, iată, că trebuie să avem grijă de alimentația noastră, să facem mișcare, să nu fim supraponderali și, bineînțeles, aș vrea să ne ajutați cu mai multe amănunte în acest sens și anume cam cum ar trebui să ne alimentăm, ce vitamine ne trebuiesc, ce trebuie să facem mai concret pentru a preveni și pentru a ameliora o astfel de afecțiune. Uh, normal, uh, în momentul în care vorbim de alimentație, vorbim de uh, uh, mod de viață, vorbim de mișcare, de sport și așa mai departe, uh, vorbim uh, de modul de viață. Sănătos, care ar trebui să aibă uh, toată lumea. Uh, în momentul în care vorbim de alimentație, uh, am vorbit de aportul de grăsimi, dar uh, care afectează, dar ar trebui să vorbim și de aportul de vitamine, minerale, care, într-adevăr, au menirea de a ajuta organismul, fiindcă în fiecare zi, fiecare uh, om adult are nevoie de o anumită cantitate de vitamine, de minerale care sunt esențiale atât în, atât în compoziția organismului, cât și în funcționarea normală a organismului. Uh, știm că uh, osul, așa cum am vorbit, uh, este un os uh, viu, este un os care se reface. Dacă nu avem toate componentele, nu avem mediu uh, pentru uh, reconstrucția osoasă, atunci apar uh, deficite și ap poate să apară, de exemplu, ostoporoza. Uh, de aceea. Uh... Afecțiune destul de delicată. Afecțiune destul de delicată, da. corect, și de foarte multe ori se poate asocia chiar cu coxatoză, mai ales la doamnele mai în vârstă. Ideea este că ultima stație la coxatoză este protezarea șoldului, fiindcă dacă nu avem grijă, acest cartilaj dispare, începe să se frece os pe os la un moment dat cele două oase se sudiază, ajungem la anchilozare, în momentul acesta articulația respectivă nu se mai mișcă și pentru a repune în funcțiune acea articulație trebuie protezată, se taie osul, se pune o articulație artificială, care se ține de obicei 15-20 de ani maxim, după aceea trebuie schimbată. Vedem că dacă nu avem grijă, atunci putem să ajungem la o intervenție chirurgicală care oricum este una destul de majoră, cu un timp foarte lung de recuperare. Aceste proteze se pot sări din loc, din când în când se pot mișca și așa mai departe, pot Putem să ajungem și la foarte multe complicații. Ideea este că noi venim în ajutor pacienților cu uh, o combinație de vitamine, minerale și extracte din plante care are menirea de a ajuta acești pacienți atât în prevenirea uh, acestei boli, cât și în ameliorarea uh, acestor uh, boli. Uh, și vorbesc aici, în primul rând, de uh, coxatroză și uh, gonatroză. Vorbim de o combinație de vitamina A, vitamina C, fier, magneziu, mangan, cupru, potasiu, extracte din hibiscus, măceșe, măr, floare de soc, coajă de portocale, care uh, au efect asupra țesutului osos, nu asupra cartilajului. Și vorbeam de acele ostofite, de acele uh, țurțure de oase, ciocuri de oase care pot distruge cartilajul. Aceste tablete au menirea de a micșora, chiar de a face dispărute aceste uh, ostofite, fiindcă, așa cum am povestit, osul este într-o uh, permanentă reconstrucție. Iar aceste uh, tablete ne ajută ca aceste ostofite să dispară, să se micșoreze să, di să dispară. Dacă se micșorează și dispar, atunci vedem că acea distrugere de cartilaj scade foarte mult. Acea iritație uh, în capsula articulară, în interiorul articulației uh, scade foarte mult, dispare. Acea inflamație, acea durere uh, scade uh, foarte mult. Și putem să creștem foarte mult libertatea de mișcare a articulației. Aici vorbim de rezultate care întind foarte mult distanța acesta. De exemplu, se poate că această inflamație, aceste dureri apar la 500-600 de metri de alergare. Dar acești oameni nu vor să alerge, acești oameni vor să aibă de obicei, o viață fără durere, o viață cu mișcare liberă, fără inflamații. Fiindcă în foarte multe cazuri, una dintre medicații este antiinflamatoarele. Dacă accesăm, dacă administrăm aceste tablete, nu mai apar inflamațiile, nu mai avem nevoie de antiinflamatoare, recâștigăm foarte mult din mobilitate. Fiindcă uh, acele articulații, la un moment dat, sunt limitate de aceste ostofite care se pot uh, 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 pot bloca mișcările în articulația respectivă. micșorându se aceste uh, ostofite și uh, dispărându-se aceste ostofite, normal că uh, recâștigăm foarte, foarte mult din mișcarea articulației respective, și, uh, așa cum am zis, scădem foarte mult și durerea și uh, inflamația în articulația respectivă. Așadar, doamnelor și domnilor, iată că putem ameliora, putem preveni aceste afecțiuni, uh, bineînțeles pe cale naturală, așa cum vă spunea invitatul meu special de astăzi, domnul dr. Iosif Balint, iată că cu ajutorul mineralelor, oligoelementelor, vitaminelor, uh, a fructelor, a legumelor, uh, bineînțeles toate puse la un loc, putem preveni astfel de afecțiuni. Domnule doctor, la ce interval de timp ar trebui făcută o astfel de cură pentru a ne vitaminiza, să spun așa și pentru a preveni sau a ameliora aceste afecțiuni? Aceste tablete trebuie să administrate cel puțin 3-4 luni ca să avem un rezultat vizibil și palpabil. Pacienții cu artroză pot administra timp îndelungat, chiar și ani de zile la rând, aceste tablete fără să avem efecte negative colaterale și prin acesta putem să menținem articulațiile acestea în acțiune, putem să le facem mobile și cu ajutorul acestor tablete putem să uh, chiar să împingem uh, cu 5-10 ani mai încolo momentul protezării, chiar uh, în foarte multe cazuri uh, am ajuns că nu a mai fost nevoie de protezarea șoldului. Uh, deci administrarea acestor tablete uh, trebuie făcută cel puțin 3-4 luni până apar rezultate vizibile și palpabile din partea pacienților, dar se poate uh, continua a la lung, fără întrerupere, pentru a menține aceste articulații uh, cât de cât uh, funcționale. Da, tablete iată naturale, 100%, tablete aduse din Oxford. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule uh, doctor Iosif Balint. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră!